Desfășurare impresionantă de forțe la Vilnius cu ocazia summitului NATO, unul dintre cele mai importante din ultimele decenii. Mai multe state membre NATO au trimis soldați, polițiști, dar și sisteme antiaerene sau avioane de luptă. În paralel, Rusia a transmis amenințări voalate alianței. O mie de soldați din 16 state NATO au fost desfășurați în jurul și în interiorul capitalei Lituaniei, Vilnius, cu ocazia summitului NATO. Polonia a desfășurat forțe speciale dotate și elicoptere. Spania a trimis un sistem de apărare antiaeriană, Franța artilerii autopropulsate, Cezar, Marea Britanie a desfășurat sisteme antidronă, iar Finlanda și Danemarca au trimis avioane militare. De asemenea, Germania a trimis 12 vehicule lansatoare de rachete Sol-Air Patriot. Toate aceste forțe au fost desfășurate întrucât summitul va avea loc la 150 de kilometri de granița cu Rusia și la doar 32 de kilometri de frontiera cu aliatul Moscovei Belarus. De altfel, și la granițele celor două țări au fost desfășurate forțe adiționale din Polonia, Letonia și Lituania. Liderii NATO se vor reuni la Vilnius în perioada 11-12 iulie pentru a aborda o gamă largă de subiecte, de la diviziunile legate de candidatura Ucrainei pentru aderarea la NATO și aderarea Suediei la creșterea stocurilor de muniții și revizuirea primelor planuri de apărare din ultimele decenii. Rusia a reacționat la summit și a trimis o amenințare voalată în care a făcut referire la centrala nucleară de la Zaporojie, asta după mai multe săptămâni în care s-a vehiculat că armata rusă ar fi minat acoperișul mai multor reactoare nucleare. Summitul NATO ar fi trebuit să acorde atenție principal acestui subiect. La urma urmei, marea majoritate a membrilor alianței se vor afla în zona de impact, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Capitala lituaniană Vilnius se află la aproximativ 1000 de kilometri de centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa.